Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Ne-a pus frumos de soare astăzi, 2 septembrie 2020, și echipa Surprize la tine acasă își continuă frumoasele emoții de suflet aduse oamenilor dragi rămași aici acasă, din partea celor plecați departe și, din păcate, nu pot să vină personal să le spună la mulți ani celor dragi. Noi venim cu deosebită plăcere să aducem frumoase emoții, să aducem zâmbet pe buze, să aducem daruri de suflet și, desigur, să-i surprindem neașteptat pe cei care își sărbătoresc ziua de naștere sau au o oarecare sărbătoare în viața lor. Dragii noștri, Olesia Palade și iarăși daruri frumoase am pentru o nouă magiată. Venim spre o domniță astăzi din satul Sărata Veche, raionul Fălești, ce face o frumoasă vârstă de 18 anișori. Ziua majoratului astăzi e o zi importantă și o vârstă importantă în viața ei, deci noi venim din partea mămicii plecate peste hotare deja de 9 luni de zile și emoțiile frumoase și dragostea mare și dorul le trimite prin noi să îl transmitem personal, cu drag și deosebită plăcere. Ne îndreptăm, dragii noștri, când suntem așteptați de prietenii acestei domnițe, să o surprindem cu emoții frumoase de suflet. Потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Слышит музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, качу вперед, в центре уже отдыхает народ. Ты прибавляй звук, настежь окно, снова на всю из колонок добро. Пара друзей, также подруг, не предам их и на сердце мечту. Эй, да ну плейджим, мы видим наш шампан, мы все поговорим. Suntem echipa Surprize la tine acasă și azi venim spre tine. Dacă ne permiți să ne adresăm câteva cuvinte frumoase din partea cuiva, să îți adresăm o întrebare frumoasă la care vreau să te gândești bine și să-mi spui cine ne trimite aici. Mama. Te felicităm. Așa, ia, de start. E bine. E bine, începutul nostru e bine. Într-adevăr, venim aici din partea mămicii tale, care se află la foarte mare distanță de tine fizic, însă sufletelul din inimioara și gândul ei și dorul și dragostea și multe, multe, multe sunt aici, în inimioara ta, în sufletelul tău și în ograda voastră părintească. Mămica ne-a trimis aici cu mare drag să spunem astăzi la mulți ani când tu faci o frumoasă vârstă de 18 ani. E o vârstă așteptată de toți adolescenții. E o vârstă frumoasă. Și mămica a vrut cumva să-ți facă această sărbătoare și această zi mai însemnată decât a fost ea în acești 18 anișori. Cu toate că regretă enorm că este departe și ar fi vrut să fie ea lângă tine în această seară, în această zi frumoasă, dar fii sigură că prin noi, echipa Surprize la tine acasă, mămica este. Și gândul și dragostea să știi că este acum doar aici cu tine, iar inimioara îi bate foarte, foarte puternic, fiindcă știe că e ora când noi trebuie să-ți pășim pragul casei. Avem această tortă frumoasă, pregătită cu drag, ai să citești ce este scris pe ea. Așa, dacă vezi, este o formă de inimă, simbolizează dragostea mămicii tale. Între tine avem și cei 18 trandafiri frumoși, buchetul vârstei tale, da? Sper că noi am mai pus unul în plus, să fie 19 să nu fie perete. Așa, uite, este pentru tine acest buchet frumos. Și desigur, dacă este totuși sărbătoare și dacă am încercat noi să organizăm, să nu fii singură și să fii cu cei dragi inimioarei tale, așa, am socotit cu mămica de cuvință că acest coș este binevenit la frumoasă sărbătoare. O să-l punem noi, cred, îl punem aici. Așa, că e greu. Ia. Draga Alina, să știi că mămica ta te iubește foarte mult. Dar sunt sigură că tu știi acest lucru. Și uite, astăzi vrea să-ți dovedească încă o dată în plus că niciun ban în viața asta nu compensează depărtarea voastră. Însă totuși a vrut să fie un gest frumos, însemnat în inimioara ta, să știi, să simți și să duci cont o viață întreagă că mămica muncește pentru tine, pentru, am zis, stai și prețuri, da? Pentru voi, cei lăsați acasă, frumoși și dragi sufletului mămicii. Azi e și o magiată și azi ziua îți aparține doar ție. Mămica îți spune cu drag, te iubesc, îți spune cu drag, până la mulți ani, îți duce dorul enorm de mult, însă ea știe și este sigură că tu ești o fetiță educată cum a încercat ea să-ți transmite educația frumoasă ca de la părinte, ca de la mamă, la fiică. Știe foarte bine că ai să-i duci numele frumos cu mândrie mai departe și este foarte sigură că niciodată nu o să fie rușine să ridice capul sus.
cât știe ce a educat, știe ce a lăsat acasă și știe că tu duci cont că mămica ta vrea să fie mândră de tine. Să-i dovediți că 18 ani pot fi mai frumoși decât până acum. Că noi n-am tati dânsa și orice felicitare care ar să apară, e o felicitare frumoasă. Și vreau să-i cer iertare la dânsa, vreau să-i spun că o iubesc foarte mult și să aibă grijă de dânsa, dacă e mă aud. Vă aude și plânge și-i fericită, vă asigur eu. Și chiar m-am stăruit să fac ies, nu știu, m-am stăruit. Eu i-am spus ca să-i aduc cineva o felină din oraș, dar e, nu știu cine. Și vreau să-i doresc toate cele bune viață, să știu că o iubesc și orice pas care să fac în viață, să fac un pas bun și cu un gând bun. Și dacă ar să aibă întrebări care n-ați poate să le răspundă, mai bine să adresez la mama, că unii cu om în viață învață mama și n-ați uveți prieteni sau vecini. Și sper că pe viitor ați mă stărui, dacă n-am să fiu alături măcar de dânsa, ați mă stărui să fim alături de nepoți. Mama-i pregătit serios, așa că... Noi vă mulțumim dumneavoastră din încrederea oferită. Noi vă spunem mulțumesc din suflet că ne-ați oferit această posibilitate frumoasă de a cunoaște această minune, într-adevăr, minune, fată frumoasă, o fată destul de educată, destul de blândă și blajină și... Miloasă, după cum o vedem noi, da? Pentru că au copleșit-o lacrimile din start și din start a spus că este vorba de mama, deci să știți că locul sfânt în inima ei este al dumneavoastră, pentru că nu s-a gândit la altcineva decât la dumneavoastră. Fiți sănătoasă, să vă mândriți de ea și încă o dată îi spunem Aline la mulți ani. Mulțumim de primire! Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя. Mica, mulțumesc frumos. Vreau să ți fac plăcător foarte, foarte tare de tine și te aștept fiecare acasă. До утра смотреть на звезды, тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух, ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами вверх.